municipiul roman a fost una dintre așezările care a avut o numeroasă comunitate evrească. Primii evrei s-au așezat pe meleagurile noastre în urmă cu 600 de ani. În momentul de față, numărul acestora a ajuns la câteva zeci, care își păstrează tradițiile cu sfințenie. Cum sunt păstrate tradițiile de dumneavoastră în condițiile în care ați rămas foarte puțin? Cum putem și noi? Am rămas cu membrii puțini a comunității aștia evrești, suntem puțini și ne adunăm și noi aici săptămânal, la rugăciuni, vinerea seara, sâmbătă seara. Mai sunt păstrate tradițiile ca... Da, se păstrează. Mai sunt oameni mai în etate și noi suntem aici o leacă mai tineri față. Sunt oameni care au 75-80 de ani. De exemplu, când erați copil, am înțeles că erau foarte multe sinagogi. Erau multe sinagogi aici. Dar eu, de fapt, mă trag din zona Băceștiului, dintr-o comună. Erau și acolo mulți evrei. Erau acolo vreo 4 sinagogi în comuna aia. Și în Roma nu vă mai amintiți cum era? În Roma ne amintesc. Erau foarte mulți evrei. Mulți. Erau aici vreo 15 sinagogi în Roma ăsta. Și cu ce se ocupau evrei atunci? Atunci cu ce? Comerț, meseriași. Fel de fel de profesii. La ce se pricepeau ei mai bine? Mai bine comerțul. Comerțul și meseriași buni erau. Vă mai amintiți? Croitorii. De foști comercianți din Roman, se spune că strada mare era renumită pentru... Era renumită, dar așa, eu v-am spus, sunt venit din zona Băceștiului. Erau mulți, așa știi mai bine domn profesor care... De care mai... Kessler era unul așa pe strada asta, mai mulți așa, mulți, da? Da. Cea mai numeroasă populație evrească a fost înregistrată în anul 1942 cu prilejul unui recensământ special. Erau atunci 7.000 de suflete, 1.500 de familii, circa. În marea lor majoritate, evreii erau meseriași și negustori. Este adevărat că din rândul etnicilor evrei romașcani s-au ridicat și intelectuali deosebit de valoroși în diferite domenii de activitate. Unii dintre ei s-au remarcat la plan național, alții chiar în plan universal. De exemplu, scriitorul Marcel Blecher. Zis fals Marcel Blecher, pentru că de fapt numele este Max Blecher, iar familia l-a alintat Maniu. El se integrează în curentul literar supra-realismul, avant la letră. Este recunoscut astăzi ca unul din marii maestri literaturii universale. Sărbătorile erau ca și în zilele noastre, atâta că erau mai mulți evrei. S-ar părea că în orașul roman erau, bănuiesc, vreo 16 sinagogi. Fiecare sinagogă și avea enoriașii săi. Se păstrea cu sfințenii. Anii, din păcate, de după 44, a cam lăsat în urmă aceste tradiții, de altfel au și plecat majoritatea din oraș. La ora actuală, bănuiesc că mai mult oameni în vârstă au revenit înapoi la tradițiile alea iudaice și o parte bună din tineretul care mai există, puțin la număr, dar mai vin. Evreii romașcani au primit ieri seară în singura sinagogă rămasă în Roma, oaspeți de seamă. Timp de 8 zile ei sărbătoresc una dintre cele mai importante sărbători din calendarul iudaic, Hanukkah sau Sărbătoarea Luminilor. Alături de evrei, la sinagogă au venit oficiali locali, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe și alți invitați. A mai fost prezentă și o delegație alcătuită din Rabinul Federației Comunităților Evreiești din România, cantorul Alder și deputatul Dorel Dorian. Sărbătoarea Hanukkah este una dintre cele mai importante sărbători ale evreilor din lumea întreagă. Ea amintește de evenimente petrecute în anul 165 înainte de era noastră. Este vorba despre lupta neînfricată a evreilor conduși de vitejii Macabei împotriva regelui Seleucid al Siriei, care urmărea nici mai mult, nici mai puțin decât stârpirea populației evreiești și a religiei iudaice. Macabei au făcut dovadă de eroism, de spirit de sacrificiu, au alungat pe cotropitori,
au recucerit templul, l-au resfințit, au aprins lumânărele tradiționale într-o sinagogă, într-un templu. S-a săvârșit atunci o minune. Puținul ulei din candelă ar fi trebuit să ardă în mod normal o zi. A ars 8 zile. În amintirea acelor evenimente, evreii sărbătoresc Hanukkah. În traducere înseamnă reînnoire. Mai este numită Sărbătoarea Luminilor, Sărbătoarea Victoriei, Sărbătoarea Libertății împotriva ocupației străine. Onorată asistență, sunt onorat să particip la prăznuirea sărbătorii Hanukkah și cu această ocazie vă felicit pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră, pe cei dragi. Vă asigur, într-o colaborare cât mai bună în continuare, întotdeauna am fost alături de dumneavoastră, așa cum spunea și domnul Wexler, am fost după 89 cu dumneavoastră și rămânem cu dumneavoastră. Vă iubesc și vă doresc la mulți ani. În egală măsură, îmi exprimă dorința ca în viitor aceste bune colaborări să continue și, de asemenea, să putem organiza în incinta Muzeului din Român, în expoziția permanentă a muzeului, evident, o secție dedicată comunității evreiești, atât din Român, cât și din târgușoarele aferente fostului județ al Romanului. Tot ceea ce înseamnă document fotografic, obiect aparținând cultului sau documente care țin de trecutul istoric al evreilor romașcani. De asemenea, sperăm ca o încununare a eforturilor comune făcute până acum și viitoare pe care sperăm să le facem, să încheiem o monografie a comunității evreiești din Roman. Vă mulțumesc că ați rămas aici. Așa cum aș mulțumi unor membri ai familiei mele într-o situație similară, pentru că aceste întâlniri, nu numai pentru faptul că multe din comunitățile noastre sunt puțin numeroase astăzi, cele mai mari comunități pe care le avem, exceptându-o pe cea din București, sunt de câteva sute, câteva zeci în cele mai mici, dar totuși mai avem 42 de comunități, mai avem peste vreo 20 ceva de popști, popștile fiind mai mici, fiind de 5-7 oameni, și mai avem un număr de orașe în care mai sunt 1-2 evrei. Nici ei uitați. Se întâmplă și drame, nu puține, când primesc un telefon la redacție și mi se spune: domnule redactor șef, poate ați putea veni dumneavoastră cu câțiva coreligionari până în orașul nostru, Giurgiu, Sântâmplat. Pentru că, îmi pare rău să vă spun, astă noapte a murit ultimul evreu. Uneori se întâmplă că aflăm, intervenim, alteori mai apucăm, cum se întâmplă la Sighișoara, vrem să sărbătorim ultimul evreu care împlinește 90 de ani. Ne vedem tot mai rar, prea rar. Și e bine când ne vedem totuși într-un ceas de mândrie, de demnitate, de bucurie. Pentru că sărbătorim astăzi un fapt istoric cu adânci semnificații, cum să spunem noi de frecvent și spun rabinii noștri, în timpurile acelea, în vremea aceasta. Au comentat mulți această deosebire, timpurile acelea, vremea aceasta, sau vremurile acelea, timpul acesta. De ce? Era un timp istoric într-adevăr cumplit. Actualul Israel era stăpânit de forțe străine, îl ocupaseră, ei impuneau legea, ei făceau legea, ei tăiau și spânzurau. Parcă ne amintește, am trăit și noi timpuri dintr-astea când se întâmpla acest lucru. Și într-o bună zi au mers până acolo încât au vrut să interzică, au început să interzică religia mozaică. Ocupaseră
Totul era sub stăpânirea lor, dar acest lucru voiau să-l interzică. L-am ascultat azi și l-am înțeles și mai bine pe rabinul Eliezer Glanz vorbind. Voiau să ceară un lucru care era distrugător pentru poporul nostru. Dragostea de carte, dragostea de învățătură, dragostea de religie, demnitatea prin religie, existența ca entitate prin această origine pe care o aveam. Și au venit atunci să spună că interzic unica religie monoteistă a acelui timp. Eram singurul popor care credeam pe atunci într-un singur Dumnezeu, singura religie. Părintele poate să o confirme. Religiile creștine s-au născut 165 de ani după Hanukkah, au început atunci, când evreica Miriam, cea care avea să devină Fecioara Maria pentru în cultura lumii și în istoria lumii, avea să marcheze începutul unui alt timp și să vină alte religii, să le vină rândul și cum s-a întâmplat. Ce s-ar fi întâmplat dacă i-ar fi reușit să distrugă singura religie monoteistă? Ce s-ar fi întâmplat dacă evreii aceia nu s-ar fi luptat pentru cartea lor sfântă, pentru demnitatea lor, pentru faptul că ei voiau să-și crească copiii în religia lor? Rugăciunea de Hanukkah a început cu aprinderea lumânărelilor de către un tânăr evreu romașcan. Hanukkah durează 8 zile. Iată că suntem aici, după cum a spus-o domnul deputat, pentru mine este a noua localitate în această hanukiadă și mâine mai am încă două pe care le voi vizita. Îmi cer scuze pentru întârzierea care a fost, însă am venit aici să aprindem împreună cu dumneavoastră lumânărelele de Hanukkah și am aprins acum cea de-a șasea lumânare. De fapt, spun învățații că această mițva de a prinde aceste lumânări de Hanukkah trebuie făcute la poartă, în afară, în partea stângă de la intrare. De ce? Pentru a avea în partea dreaptă mezuza, când intrăm în partea dreaptă, în partea stângă să avem lumânările de Hanukkah, ca să fim înconjurat de mițvot. Ce scrie în mezuza? Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Domnul Dumnezeul nostru este unul. Ca să înțelegem care a fost este legătura între Nerot Hanukkah și Shema Israel, este lupta pe care Macabei au dus-o tocmai pentru ca să putem avea această mezuza și să putem îndeplini această poruncă de credință fundamentală a poporului evreu în Domnul Dumnezeul care este unic și creator. Iată că mai spun învățați încă un lucru. Mitzva de a prinde Ner Hanukkah când este, când trebuie să o aprindem, spune în Shulchan Aruch Mishe Tersha, de când se întunecă. De ce trebuie când se întunecă? Pentru că în Talmud întreabă învățații Nahore, o lumină în timpul zilei, ce mă ajută? Atunci când e frumos afară, când soarele strălucește, ce folos aș avea să aprind o lumină? Cred că ar fi elocvent să povestim ce s-a întâmplat cu marele Rabbi Akiva. Chiar dacă nu în acele timpuri, dar cam simbolizează timpurile și viața poporului evreu. S-a scos și atunci o lege că cel care va învăța Torah, va studia, cum spunea domnul deputat, va fi condamnat la moarte. Și iată că marele Rabbi Akiva și-a adunat pe ascuns discipoli și în acele timpuri ședea și le preda învățătura Torei. A intrat la el unul din învățați și îl întreabă, Akiva,
Ce faci? Te expui pe tine? Expui acești copii să fii prinși, să fiți uciși? La care Abia Chiva îi spune, hai să-ți povestesc o povestioară. Se povestește că o vulpe se plimba pe malul apei și uitându-se în apă, vedea cum peștii fug în dreapta, în stânga și se oprește și întreabă, de ce fugiți? De ce sunteți așa de agitați? Zice, ne frică de undițele și de plasele oamenilor care le aruncă pentru a ne prinde. Zice, știți, eu am o plăcere pentru voi. Veniți afară pe uscat și vom trăi cu toții bine și în pace, în liniște. La care peștii spun, noi te-am crezut că ești înțeleaptă, dar din păcate vedem contrariul. Închipă-i, zice, dacă noi aici, în mediul nostru, în apă, unde am fost creați să trăim, nu avem liniște și suntem în pericol, dacă vom ieși pe uscat, moartea este garantată. Asta îi spune Rabbi Akiva, zice, dacă noi în mediul Torei, în mediul în care noi trebuie să trăim, care ne-a fost răzit de Dumnezeu, dacă noi aici nu avem siguranța, dacă vom ieși în afară, moartea este garantată. Vom dispărea ca popor. Ha!